Haiti a fost lovită de dezastre naturale și asta pe lângă problemele economice și politice. Supraviețuitorii acestor dezastre nu au unde să trăiască, nu au acces la apă potabilă. Cine duce ajutoare în zonele în care nimeni nu vrea să meargă? Din nou, Heather Shells de la CBN vine cu detalii. Devastarea din Haiti este gravă pe lângă criza politică și cea economică. Cutremurul din 14 august a ucis mii de oameni și a distrus atât case cât și școli. Regiunea a fost afectată de multe șocuri, de criza economică cauzată de pandemie, de cicloane și acum de un cutremur. Cutremurul i-a lăsat pe acești oameni fără nimic. Cutremurul a ucis 2000 de oameni, a rănit mai bine de 12.000 și a distrus 53.000 de case. Cu doar 3 ani în urmă, furtuna tropicală Grace a inundat străzile. După toate astea, sute de școli așteaptă să fie reconstruite sau reparate. Guvernul este constrâns să amâne începerea școlii în acest an. Purtătoarea de cuvânt de la Operation Blessing a spus echipei de știri de la CBN că nu știe când se vor deschide școlile. Atât de multe școli s-au prăbușit, încât Ministerul Educației a fost nevoit să amâne începerea școlii, însă toată lumea se întreabă cum va avea loc reînceperea. Cu tremurul a lovit sud-vestul țării, a distrus accesul la drumuri și astfel ajutoarele ajung cu dificultate în zonele îndepărtate. Operation Blessing a decis să meargă în acele comunități. Când ne-am întâlnit cu ministrul sănătății, am spus, pentru noi nu este o problemă să mergem unde alții nu vor să se ducă, deoarece noi am venit să-i slujim pe oamenii cu cele mai multe nevoi. Ei slujesc prin trimiterea unor pachete cu alimente, sisteme de filtrare a apei și echipe medicale în zonele cel mai greu de accesat. În portul Lăcai din sudul țării, Samaritan's Purse a dus și un spital mobil de urgență. Am adus multe echipamente medicale, infrastructura de care avem nevoie într-o zonă unde nu există multă electricitate. Astfel am venit pregătiți pentru a ne descurca singuri. Deși ajutorul este binevenit, nu este nici pe departe suficient. Operation Blessing spune că instituțiile de sănătate sunt copleșite. Mai bine de 100.000 de oameni au nevoie de apă potabilă și crește pericolul pentru apariția unor boli ca holera sau malaria. Mii de familii nu au unde să doarmă după ce casele lor au fost distruse, iar după asasinarea președintelui Jovenel Moise în iulie, crește violența pe străzi. Această situație îi descurajează pe potențiali investitori, încetinește acordarea de ajutoare și destabilizează țara, chiar în momentul în care oamenii ar trebui să fie uniți. Delson spune că Operation Blessing încearcă să-i ajute pe locuitorii din Haiti să își recapete speranța pentru ca să înceapă să își reconstruiască viața. Alpha.